viață întreagă am modulat arabasa, dar votul l-am modulat niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Bună seara, iată în ultima săptămână de campanie electorală, campania dedicată alegerilor europarlamentare, dezbatere aici la Tele3 cu invitații care sunt trimiși de partidele politice. Facem de regulă cu cei care sunt trimiși pentru că se întâmplă ca partidele să solicite timp de antenă și să nu trimită invitații. Logica este, sau concluzia logică este, de ce mai solicită timp de antenă dacă nu trimit invitați pentru dezbatere. Este și cazul PSD și al celor de la Pro-România în această seară. Au uitat, n-au avut pe cine sau nu au vrut, nu au dorit să trimită reprezentanți pentru dezbaterea din această ultimă săptămână dedicată a alegerilor europarlamentare sau pur și simplu doresc să transmită că nu îi interesează aceste dezbateri sau chiar alegerile europarlamentare. E mai bine să, ca omul să fie convins acolo, după gard, după stâlp, după tufă, și să nu urmărească dezbateri în care să fie întrebări și răspunsuri pertinente, poate și mai puțin comode întrebările. Doi invitați s-au prezentat până la urmă la emisiune, alte două partide au cerut și primit timp de antenă, ALDE și PMP. Doamna Daniela Grădinaru din partea PMP în această seară, consilier locală Târgu Jiu. Bună seara, doamna Grădinaru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Salut pe cei care au ales să ne urmărească, deși vine avionul cu mazăre. Să sperăm că avem și noi... Lăsați că nu vine cu moaștele, vine cu... Dacă vine, așa s-a anunțat, dar multe s-au anunțat. Așa, îl salutăm și pe domnul Adrian Rovența din partea, din partea ALDE Gorj. Bună seara, domnule Rovență. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și dacă îmi permiteți cu această ocazie, aș vrea să le urez celor care își vor sărbători mâine ziua de nume, Constantin, Sfinții Constantin și Elena, un sincer la mulți ani și din fericire mă aflu și eu printre cei care vor sărbători mâine. Felicitări, la mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani, într-adevăr, și o procesiune în această seară. Dedicată. Dacă îmi permiteți, noi am preferat să nu facem băi de mulțime și să prezentăm totuși ceea ce partidele noastre susțin pentru Parlamentul European. Da, o procesiune pe Bulevardul Constantin Brâncuș, cum se întâmplă de obicei în astfel de momente, de zilele orașului. Doamna Daniela Grădinaru, cum ați fost implicată în campania de până acum, ce le-ați transmis oamenilor și dacă credeți că se vor prezenta la urne pe 26? La modul cel mai sincer, ce l-am transmis de multe ori a fost votați mărul, votați poziția, o votați PMP. O să o fac în această seară, în schimb. În campanie am ales să merg doar cu îndemnul de a participa la vot, în primul rând, respectându-și opțiunea fiecare și mulțumindu-le dacă votul se va orienta către partidul Mișcarea Populară. Deci am ales acest lucru pentru că am încercat să-i fac să conștientizeze unde ne-a dus absenteismul de la vot.
Și le-am spus pe scurt că nu poți să vorbești foarte mult ca să cuprinzi din populație, că acest parlament în funcție, acest guvern a ieșit din alegerea cetățenilor, adică mai precis 18% din cei care au ales să meargă la vot. Iar cei 61% care au ales să-și arate indiferența sau nemulțumirea sau, nu știu cum să spun, dezaprobarea, în loc să meargă să, știu eu, să-și anuleze buletinul, să pună două ștampile, să se manifeste arătându-și nemulțumirea în acest mod, au preferat să stea acasă. Și spun încă o dată, mi se pare chiar greșit și nedrept că s-a format această lozincă, pensionarii și asistații sociali votează. Dom'le, votează, dar sunt în ăștia 18%, da? Nu sunt atât de vinovați, eu consider că sunt mai vinovați pe care cei care aleg să stea acasă. Și culmea e că bănuiesc că după aceea sunt cei care comentează cel mai mult alegerile celor care merg, proaste. Cei care nu participă. Da, 18% care au adus acest parlament pe scena României și au dezbinat pur și simplu țara în ultimii ani, au făcut cea mai greșită alegere, absenteism. Spunea un președinte american, nu aș spune Lincoln, poate greșesc, votul este mai puternic decât glonțul. Așa că îndemnul meu rămâne în continuare acesta. Să conștientizăm importanța votului, să ne uităm în urmă că aceste meeting-uri, manifestări de băi stradă, de mulțime. Băi de mulțime, huiduieli, nici nu ne fac cinste, nici nu reprezintă spiritul românului, așa cum îl știu eu și cum cred că încă l-am, și nici n-au schimbat nimic. Singurile schimbări au fost la vot. Acolo a fost doar cheltuială și, ca să spun așa, ne-am făcut de râs de multe ori cu aceste manifestări. Ați văzut și la Novaci. Într-o parte se scanda România ca să acopere pe cei care spuneau demisia. Da? Eu cu colegii mei de partid am ales să stăm deoparte, să discutăm cu oamenii, să le explicăm ceea ce am spus și mai înainte. Deci asta este, fiecare cum alege. După care am văzut că și la televiziunile celelalte, dezbaterea când începe între politicieni, în loc să se canalizeze pe alegeri, că mai sunt 3 zile sau 4, nu mai știu exact, până duminică, da? Sâmbătă nu mai facem campanie. Deci eu nu cred că românul nu e interesat de temele din Uniunea Europeană și de la Bruxelles. Sau dacă n-a fost până acum, eu cred că ar trebui să ne uităm. Pentru că până la urmă, cum de la București se dă ora exactă în România, de la Bruxelles se dă în Europa. Și ar trebui măcar acolo să fim uniți, dacă în România se pare că nu mai putem să ne suportăm. Ceea ce mi se pare inadmisibil. Și faptul că societatea s-a segmentat în așa măsură încât unii nu mai suportă pensionarii, alții asistații, ei las pe doctori, ei pe profesori, totul vine de la bani. Și aici s-a făcut o discriminare foarte mare. Practic s-a trecut de la punga cu făină și de la ulei la cumpărarea voturilor prin astfel de beneficii. Adică în Parlament pensii speciale, da? Pe când în alte țări parlamentarii vin onorific, sunt mândri că reprezintă țara. Nu putem vorbi de așa ceva. Oricum aveau beneficii foarte mari și fără pensiile speciale. Vreau să aduc la cunoștința celor care ne ascultă că sunt partide care acum plâng cu proiectul în brațe, cu pensii speciale. Au văzut că lumea e interesată. PMP-ul a adunat 1 milion de semnături pe această acțiune, acum câteva luni. Mai mult de atât, proiectul a trecut și de Senat în mod tacit. Cum poți să mai vii să minți acum că vrei să nu mai fie pensii speciale când proiectul a trecut de Senat? Dar chiar am ajuns să ne furăm idei, să chiar suntem lipsiți de idei și de viziune, că sunt atâtea de schimbat în țara asta. Deci sunt niște lucruri care pe mine mă deranjează, pentru că în loc să colaborăm, în momentul în care vrem să facem un grup din diverse partide, să susținem un proiect benefic, se codesc sau refuză. Deci nu putem lucra așa cum o echipă de medici nu are succes, părerea mea, decât în echipă și nu individual, nici în Parlament dezbinarea asta nu și are rostul.
Asta e părerea mea. Acum, sincer, și eu am participat în anii trecuți cam de fiecare dată la această procesiune a sfinților care ocrotesc acest oraș, atât cât mai pot și dumnealor să o facă. Cine, sfinții sau autoritățile? Sfinții, despre sfinți vorbeam acum. Mai, păi cât o mai puteam dura și cât, ei, da. Exact, cât ne mai pot suporta și pe noi. Dar știți cum e? Ajungi la un moment dat când lumea categorisește clasa politică în același mod și îi bagă pe toți într-o oală, și asta nu mi se pare corect, ajungi să nu mai ales să mergi la manifestări care eu poate sper ți-ar să nu fie făcut politizată și procesiunea asta, știu, într-un fel nu sau nu știu, dar vă spun sincer, îmi pare rău că nu am mers, dar unul din motive este faptul că n-aș vrea ca lumea să creadă că am mers acolo să-mi fac publicitate sau campanie. Eu le doresc o seară plăcută, e un eveniment foarte important pentru oraș, vremea ține cu noi de data asta și am ales să fiu lângă dumneavoastră în seara asta. Domnule Rovența, dacă îmi permiteți. Sigur, eu aveți sunt, cât 10 minute acum. Da, eu sunt născut și crescut aici, în Târgu Jiu, părinții mei la fel, bunicii la fel și așa de mai multe generații. Dacă nici procesiunea asta nu-i politică, nu mai e niciuna. Eu nu știu de ea până acum câțiva ani. Deci până acum câțiva ani, eu n-am auzit de pe vremea, ba, pe vremea domnului Cârciumară. De pe vremea lui, cum a spus... Florin Cârciumară, primar, bun, fostul primar. Vedeți, eu sunt născut aici în oraș, eu nu știam de ea până acum câțiva ani. Deci e tot politică, da? Hai să o lămățăm așa, ca să o zic pe dreapta, că e chiar prea dată de tot. M-am săturat de chestii din ăștia cu pop și cu politicul amestecat. Mie mi se pare execrabil. Lăsând lucrurile astea la o parte. Că tot a spus și doamna Grădinaru, mai avem 4 zile până se termină campania electorală, plus 24 de ore în care prin lege nu avem voie să continuăm acțiunile electorale. E o perioadă de pauză. Dacă tot am avut oportunitatea să ajung la dumneavoastră în emisiune aseară, aș vrea să mai prezint încă o dată, pentru cei care poate nu au văzut până acum ceea ce propune ALDE pentru Parlamentul European, aș vrea să vă propun câteva din lucrurile pe care noi le-am observat și în strânsă legătură și cu grupuri de români din stabiliți în Uniunea Europeană, cu asociații, le-am transpus într-un program pentru viitorii noștri europarlamentari. În primul rând ar fi acel dublu standard al alimentelor. Știți bine, acum câțiva ani, în Polonia s-a descoperit și s-a demonstrat prin analize de laborator că un anumit produs vândut de o cunoscută firmă de aici din Uniunea Europeană avea alte substanțe în compoziție față de cele pe care le avea, spre exemplu, în Germania, în Franța sau în alte țări, să zicem, mai bine puse în Uniunea Europeană, din punct de vedere și politic și economic. Un lucru de genul ăsta era de necrezut într-o Uniune Europeană care ar trebui să marșeze și, cel puțin ideologic, marșează pe egalitatea între statele membre și pe egalitatea între cetățenii europeni. Eu, sincer, vreau să văd astfel de teste făcute pe multe alimente care sunt comercializate pe piața din România și să știm și noi, până la urmă, cu ce ne hrănim în fiecare zi, pentru că ați observat și noastră că fenomenul în România și chiar și în Târgu Jiu, fenomenul cumpărăturilor se axează tot mai mult spre hipermarketuri. Hipermarketuri care cumpără marfă în cantități foarte, foarte mari și a căror proveniență exactă sau calitate și compoziție nu prea este testată. Testată de instituțiile abilitate pentru sănătate publică. Ei, eu aș vrea și îmi doresc și prin europarlamentarii noștri pe care îi vom susține în următoarea campanie, adică la alegerile din 26, de duminica viitoare, aș vrea să impunem sau să ne impunem la nivel european, alături de alte țări care au aceleași suspiciuni asupra alimentelor pe care le consumă, ca alimentele sau să se stabilească o formulă prin care alimentele care sunt comercializate în Uniunea Europeană să fie mai bine testate și să știm și noi
ce consumăm noi și ce le dăm copiilor. O lege a dublului standard până la urmă. Exact. Dacă nu comercializezi acest produs ca într-o țară, bineînțeles, din Uniunea Europeană, ca orice altă țară, adică în orice colț al Uniunii Europene, nu are voie să comercializeze până exact. Nu prezintă exact. Documentul, domne, mi-asum că e același produs. Bineînțeles, bineînțeles. Atunci devine cum penală. Cum americanii au reușit să demonstreze că Volkswagen i-a păcălit cu normele de poluare, așa aș vrea și noi să demonstrăm, mai ales în interiorul, da, corect, a păcălit planeta, mai ales în interiorul Uniunii Europene, vreau să avem o strictețe măcar în ceea ce privește alimentația. Și domnul Mărunță, și dumneavoastră aveți copii, și eu am, și foarte mulți din cei care ne urmăresc, și cei care sunt interesați de fenomenul politic, au copii. Vreau să știu și eu ce mănâncă copilul meu, ce îi pun pe masă. Eu, cu cea mai mare încredere, cred că aleg un produs de bună calitate și de multe ori se dovedește a nu fi ceea ce considerăm noi. Un alt punct foarte, foarte important și din punctul meu de vedere e o chestie apropiată de noi, pentru că ar avea în atenție zona de lângă Dunăre. Ne interesează foarte mult să intrăm în spațiul Schengen cu porturile, bineînțeles, și cu căile ferate și cu drumurile, dar din punctul meu de vedere, din punct de vedere economic, cu porturile, cu portul Constanța, România ar avea foarte mult de câștigat. Majoritatea mărfurilor care ajung în Europa sunt din zona Asia sau din Orientul Mijlociu. Apropo de zona Schengen, scuze că întrerup, vă dați seama ce scandal ieșea în Uniunea Europeană, în spațiul Schengen, dacă pachetele alea cu cocaină treceau de granița Schengen. Oricum, președintele Băsescu a spus că pe calea navigabilă, așa cum s-a întâmplat, ce mai avem șanse poate cu aviația, dar după evenimentul cu 2 tone de cocaină înaintea festivalului s-a cam ales praful de și Schengen, cu camerele, da. Dacă se va dovedi că fix atunci au fost defecte, ori o corupție majoră, ori speranțele de a te... niște doamna, echipamente doamna, de 2 lei. Doamna Grădinaru, nu suntem noi oaia neagră. Bine, o sunt o grămadă Bulgaria, de locuri din Uniunea asta europeană, din spațiul Schengen, din spațiul Schengen, pe unde intră. Și mai e un aspect. În țara asta se pare de ani de zile că se întâmplă multe lucruri și nu se găsesc vinovații. Deci nu răspunde din cam păcate, nimeni de ce din se păcate întâmplă. Este adevărat, aici sunt de acord cu asta dumneavoastră. Asta e. Dar... sau dacă se întâmplă, procesul ăla se amână ani de zile, se prescrie fapta și astfel de evenimente. Eu sper că nu suntem noi, adică sper, eu cred că nu suntem noi oaia neagră a Uniunii Europene. Între evenimentele care le-am avut, a și politice și de primărie, și aia am văzut... foarte scurt, o a patra amânare la o sesizare, cred că a domnului Iordache. Păi, până când le amână? Că se intră în vacanța judecătorească după aceea. Vreau că vă referiți la amânarea din procesul domnului Dragnea. Chiar n-am prea stat acasă, am avut ședințe în continuu. A rămas în pronunțare. Eu am fost în serviciu toată ziua. Dar a fost și sesizarea... A rămas în pronunțare la domnul Dragnea, nu la domnul Iordache. Da, la domnul Dragnea, dar a fost și... Nu la Iordache. A fost sesizarea CCR-ului făcută de domnul Iordache și sau care s-a amânat de 4 ori? N-am avut timp de emisiune. De care Iordache ziceți? De Gorjanu Iordache? Nu, de Iordache, cel cu ordonanța 13. Nu are legătură domnul Iordache cu Dragnea în primul rând. Apropo de organizarea bună la Târgu Jiu, să le spunem totuși noi oamenilor că începând cu ora 21, circulația autovehiculor se va întrerupe pe Bulevardul Constantin Brâncuș datorită sau din cauza, fiecare cum interpretează, procesiunii religioase care va începe de la Biserica Sfinții Constantin și Elena de lângă Parângu, cum este cunoscută, și se va opri în centrul orașului Târgu Jiu, așadar peste câteva minute, peste 5 minute, nu se va mai putea circula cu autovehicule pe Bulevardul Constantin Brâncuș, traseul cunoscut al procesiunii. Dacă îmi permite să continui ideea, că începusem cu portul, standard, da. Nu, cu portul Constanța. Cu Schengen, da. Și cu Schengen. E de notorietate că Olanda tot timpul s-a opus. Dacă tot am făcut pauza aceasta, da? Scuze, trebuie să luăm și o pauză mai lungă de publicitate de câteva minute. Revenim la ora 21. Candidez pentru Parlamentul European după ce timp de 10 ani am fost președintele României și membru în Consiliul European.
Am acumulat o experiență uriașă pe care mă simt dator să o întorc către țară. Alături de o echipă de tineri valoroși și competenți din PMP, vom servi interesele României și ale Uniunii Europene în Parlamentul European. Este mândria gospodarului să-și cinstească oaspeții cu licoarea făcută din roadele livezilor. Că-i horincă, țuică sau răchie, gazda te întâmpina și-ți dă binețe la un păhărel cu tărie. Aceste băuturi nu trebuie taxate. Măsura se aplică exclusiv cantităților destinate consumului casnic. Aceeași atitudine fiscală trebuie avută și pentru licoarea lui Bacchus, căi zaiber oltenesc, fetească din Dobrogea sau dulcele muscat otonel al gospodarului moldovean. Toate aceste vinuri, făcute în familie, nu trebuie taxate. În viitorul Parlament European, ALDE va susține scutirea de accize pentru aceste băuturi destinate consumului casnic. Este vorba de tradiții, de istoria locului. Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019. Program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional. Clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut, ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia, adică pe bune frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care e treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au, dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai, acum e cool să colectezi separat. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil.
verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Am revenit la emisiunea noastră de dezbatere electorală. Așa cum vă spunem, circulația în Târgu Jiu este întrerupă pe Bulevardul Constantin Brâncuș. De fapt, biserica de la Parângul Sfinții Constantin și Elena, Bulevardul Constantin Brâncuș, zona Parcului Central și până în piața Prefecturii, pe porțiunea aceea nu se poate circula. Evitați zona dacă sunteți în trecere prin municipiul Târgu Jiu sau aveți de gând să plecați de acasă. Procesiunea religioasă chiar acum a început, s-a plecat de la biserică și se va ajunge așadar în centrul orașului. Vorbim în această seară cu doi din reprezentanții partidelor politice ajunși la emisiune. PSD și Pro-România nu au trimis în această seară, probabil participă la procesiune. E mai... Era ziua de apă caldă. Era de voturi mai mare acolo decât în dezbaterile televizate. Doamna Daniela Grădinaru din partea PMP prezentă în această seară și domnul Adrian Rovența. Vorbim despre beneficiile alegătorilor în ceea ce privește intrarea, aderarea, integrarea României completă în Uniunea Europeană, pentru că mai avem mult, apropo de integrare și de aderare, mai avem mult până să ne integrăm la capitolul infrastructură rutieră. Dacă îmi permite să continui ideea care a început să mă... Dublu standard, de... la tot ce vreți, la condiții spitalicești, la sănătate, la toate, la educație, la toate, cam, la toate domeniile mai avem de tras până să fim și noi cu adevărat în Uniunea Europeană. Vorbeam mai devreme, înainte de pauză, despre această barieră pe care ne-o pune tot timpul pentru intrarea în spațiul Schengen în Olanda. Constanța, povesteam că este cel mai mare port de la jumătatea Europei până la marginea estică. Cred că e chiar al doilea port ca și dimensiune din Uniunea Europeană. Ar primi... Din Europa chiar, da. Da, din Europa. Ar primi o foarte mare parte de marfă, o cotă foarte mare din ceea ce merge momentul de față în Rotterdam. Ar veni mult mai repede la Constanța. Diferența între Constanța și Rotterdam pe calea maritimă este de peste 10 zile. Ei bine, coroborat cu această intrare, noi avem un avantaj natural extraordinar, fluviul Dunărea. Aici, domnul, haideți să vă citesc de aici. Deci, dacă furați idei și dumneavoastră, chiar nu puteți, calea să... de navigație Constanța-Rotterdam, un proiect european major. Arătați-mi ce puteți să demonstrați. Eu vă pot spune altceva. Doamna Grădinaru, veniți cu altceva legat de... Aveți ministru pentru energie. Îmi dați voie să vă dau răspuns. Eu pot să demonstrați. Nu, că atâta timp cât... Doamna Grădinaru, eu pot să demonstrez cu o emisiune la care am fost acum un an de zile. Nu, s-ar putea să vă întoarceți în PMP, acum dau seama. Doamna Grădinaru, deci acum un an de zile am fost, sau un an și ceva, am fost la o emisiune la care exact despre aceeași idee discutam. Eu v-aș crede dacă v-aș fi auzit până acum sau pe al reprezentant ALDE vorbind despre acest lucru. Dacă nu a prezentat nimeni acest lucru, este de la ALDE... Nu înseamnă, doamna Grădinaru, că numai dumneavoastră puteți să aveți o idee bună cei de la PMP. Da, puteți să veniți alături de noi, dar e ideea noastră, nu trebuie să furați. Mai avem o pauză publicitară. Nu știu dacă mai avem. Pauză publicitară, voi merge la mașină și voi aduce priandul să vă prezint că este conform. Și este de la începutul campaniei, nu de acum două zile. Deci subiectul ăsta eu am părerea mea... Doamna Grădinaru, nu trebuie să ne combatem unul pe celălalt. Eu sunt de părere că putem să... mergem împreună în Uniunea Europeană să facem acest lucru. Asta e altceva. Dacă m-ați combătut. Eu consider că ar fi bine să facem un front comun. Să se bată toți românii în Uniune, trebuie să se bată pe astfel de proiecte. Toți parlamentarii europeni. De ce e foarte important? Președintele Băsescu ne-a învățat cum nu ne-a învățat nimeni, că nimeni n-a văzut să dezbată teme. Încep 15 secunde pe votările din 26 mai,
după care începe uiduielile pe avionul cu dacă mazăre. Dacă îmi permiteți, deci, doamna grădinară, eu pot să prezint tot programul nostru fără niciun fel de probleme și fără pliant. Dar nu, citesc din pliant. Păi pliantul mă însoțește peste tot, cum pe președintele Băsescu îl însoțește Constituția. Foarte, este foarte bine. Da, este foarte ceva bine. Acum, na, poate și ăsta mea dublă decât a dumneavoastră, mai îmi fac o feste la memorie. N-am făcut nicio aluzie. Dublă, lăsați că nu sunteți așa de în vârstă. Am lucrat împreună o vreme și cred că știți că mă descurc destul de bine. Și acolo unde știu că... Domnul Rovenț are 15 ani, parcă e major totuși. Am și eu vreo 35. Îi mai spune la mulți ani și pentru ziua de mâine încă o dată. Ca avantaj a căii de navigație Constanța-Rotterdam, pentru că într-adevăr tot ce a fost concurență s-a negociat prost sau deloc, adică agricultura, concurentul Franței, la Farju, să spunem, concurent cu Romcimul nostru, și am văzut cine a câștigat bătălia, ca și pe agricultură, portul Constanța, rivalul portului olandez. Dar asta este o cale, așa cum a prezentat-o președintele Băsescu, în afară de faptul că pentru transport este o mană cerească și pentru mediu. Gândiți-vă cât de curat e un transport pe maritim și cât de ieftin, da. Și ieftin, da, față, e de, ieftin față de cel pe căi străzi, ferate sau de străzi, da. Așa, nu mai vorbim de CFR-ul nostru, de sau aerian, da. CFR-ul. A spus foarte clar, proiectele acestea în care sunt interesate 2, 3, 4, 5 țări pot avea un mare succes, pentru că de ești în Uniunea Europeană, să ai nu numai tu beneficii. Aici să aibă beneficii Uniunea Europeană per total. Dar beneficiază mai multe țări și atunci mai ușor poți să întreaga Uniune, să întreaga Uniune, un proiect, să ai susținere. De aia spun. Dar este chiar un beneficiu, cum spuneam mai devreme, un beneficiu pentru întreaga Uniune Europeană. Eu mă bucur că o să fiți de acord și să fim aliați în a realiza deci sunt total de acord. Cale. Și este un beneficiu în primul rând pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că ajunge marfa mai repede în interiorul Uniunii, către oamenii care procesează. Da, dar vorbeați da. De Olanda, care nu știu cât de încântată va fi. Păi nu este, păi da, nu este. De asta avem europarlamentari. Este clar, dar până la urmă Olanda nu poate să țină 10 zile în urmă jumătate de Europa. Țările care sunt străbătute și au beneficii, dacă se unesc, vă dați seama, au câștig de cauză față de o țară care nu e... Pentru că, într-adevăr, și cu Schengenul, Olanda de ani de zile s-a opus, deși eu consider că criteriile de aderare erau de mult îndeplinite. Problema e alta acum. Securitatea frontierelor, pentru că problema migrației este... Vedeți că lovitura asta cu pachetele de cocaină cam are legătură cu Schengen. Păi are, noi am discutat mai la început. Nici măcar n-aș lua o discuție față de sutele de tone de droguri care intră în Uniunea Europeană și în Schengen pe alte părți. Dar pe calea aeriană la urmă, se poate intra în Schengen. Bineînțeles. Îndeplinim, o luăm treptat acum, o luăm pe bucăți. Dar problema migrației e foarte importantă și serioasă, că am văzut ce se întâmplă în anumite țări unde se intră în cartierele de migranți, să nu se înțeleagă că avem ceva discriminatoriu. Atâta doar că oamenii aceia, dacă în țara lor e război, sunt asupriți politic sau diverse astfel de motive temeinice, vin la mine în țară, e bine primit, dar ei trebuie să înțeleagă că dacă au venit, trebuie să contribuie ca și românul prin munca lor, prin forța de muncă. Dar ideea este alta. Să respecte tradițiile, normele, legile țării respective. Ori noi am văzut, sunt cazuri multe și concrete, prin Franța, prin Anglia, în Germania, au realizat acele cartiere în care salvarea intră însoțită de poliție. Adică mai au puțin și o să intre cu parolă. Nu suntem, vă rog. Îi tratăm cum trebuie, pe cei care ne tratează cu respect și se integrează comunități în care au venit. Că nu putem să ne integrăm noi acum nici religios, nici în alt mod, dar cei primiți nici măcar nu-mi fac griji de acești emigranți care ar putea să vină în România. Nu-mi fac griji pentru că
nu avem niște granițe atât de slabe pe cât crede Uniunea Europeană. Asta este ideea. Dar nu e vorba de ale României, când... eu vorbesc de granițele Uniunii Europene, că de-aia vorbim de Uniunea Europeană. Da, da, dar până la urmă interesul nostru aici, în toată discuția asta, doamna Grădinaru, este ca noi să intrăm în Schengen cu totul, nu doar cu aeroporturile. Că ne păcălim pe noi înșine. Dacă noi... nemulțumim cu puțin... Securizarea frontierelor este foarte sunt securizate. Important. Eu consider că frontierele României sunt securizate. Nu am văzut, ca să fac acum o expunere mai plastică, n-am văzut niciun emigrant alergând pe Victoria puțin. Prin Târgu deci Jiu. Și nici, pe la, și nici măcar pe la Severin. Și vi se pare că și aproape de trei ori pe săptămâna la Severin. Frontierele Uniunii Europene da. Sunt la fel de sigure? Păi da, despre nu, dar problema este alta, doamna Grădinaru. Că ei, sunt, cei de la Uniunea Europeană. Ați spus că sunt sau Paris. Că nu sunt, că nu v-am auzit. Nu, că nu sunt. Păi, eu și vă dau și exemple. Păi și tocmai și atentatele din Paris. Colegul m-a înțeles greșit. Eu n-am vorbit de ale României, am vorbit păi, de da, securitate. Păi da, dar subiectul aici, doamna Grădinaru, din punctul meu de vedere este că noi vrem să intrăm în Schengen și merităm rolul de a merităm să intrăm în Schengen un pentru atentat, că știm să ne protejăm granițele. Cred că a fost în Belgia, pe un aeroport. Pe aeroportul din Belgia, dacă nu da, mă știu. Da. La Bruxelles a fost. Dacă... Chiar pe aeroport. Chiar pe aeroport. Noi nu trebuie să ajungem la astfel de evenimente. Tocmai asta spun, dar nu m-am referit fiind în Uniunea Europeană. Noi avem aeroport la Gorj și... Ne considerăm o... Avem și noi talibanii noștri, nu-i problemă. Deci vreau să ne înțelegem clar. Poate doi ciobani care se bată pe aeroport la... Pe taliban. La Osați, dacă la Stănești. Pardon. Un stat de o Europa Unită și Statele Unite, deci de frontierele Uniunii Europene exterioare, am vorbit da. Acum, nu de ale României. Că dacă păi da, stați puțin, păi România ar deveni o frontieră exterioară. România este frontieră de est a UE. Da, da și președintele Băsescu ce-a neagră, spus că mă face să vin din nou la vorbele dumneavoastră. A felicitat totuși granițele noastre prin care mai trece cât un bax de țigări sau nu știu ce, dar nu altceva cum se întâmplă la granițele domnule, exact, exterioare. Exact, și de asta e ideea. Dar și de asta ne merităm intrarea în Schengen. La un că suntem în stare să păstrăm... Țările respective vor fi suprasaturate, acei oameni vor veni și către noi. Să nu vă îndoiți de lucrul ăsta. Păi da, ei pot să vină în momentul ăsta, doamna Grădinaru. Pentru că graniță dinspre Schengen, spre România... Nu există, ci doar invers. Da, domnule, eu rămân la părerea sau nu mea este atât de exigență. Există, dar nu atât de exigență. Integrarea aeriană, dumneavoastră. Eu vreau de întreb. Eu vreau terestră, bun. Eu vreau să vorbim despre agricultură, da. Că poate interesează pe cetățenii din Gorj. Agricultura e iar un subiect despre care am vorbit în fiecare emisiune de la începutul cetățenii campaniei. Cetățenii din Gorj sunt interesați de politica asta de subvenții. Avem subvenții la jumătatea Franței, au mai fost crescute, uneori se motivează că noi am intrat mai târziu în Uniunea Europeană și atunci se ține cont cumva și de intrare. Bineînțeles că subvențiile pentru agricultură trebuie echilibrate. Și pentru zootehnie și pentru agricultură. E păcat că au fost pe acolo comisarii europeni chiar pe agricultură și n-au făcut mare lucru în acest sens. Mai mult decât atât, propunerea noastră este, dacă tot vorbim de echitate într-o uniune, să se instituie un salariu minim unic pe toate statele europene. Am vorbit despre asta, e cam greu. Păi o fi cam greu. De la un 400 asta, de euro asta s-ar în Europa face de Est și Centrală, la 1500 în Europa de Occidentală e cam mare diferență. Nu, dar prima dată ar trebui să adoptăm moneda unică absolut toate statele. Exact. Deci, după aceea, adoptarea monezii unice este iarăși o necesitate. Noi cu Polonia... O scăldăm, ca să spun așa. Că și credeți că România vă puteți da 1500 de euro salariu minim? Cât e în Germania, cât e în Olanda, dar vă dați cât seama e în Franța, în Italia? Păi acum dacă ne uităm în urmă câte firme mai sunt și în România asta, să fim serioși. Da, domnule Eugen, dar pe de altă parte... Îi stimulezi? Să punem pe masă și un alt subiect. Cea mai importantă resursă în ultimii de 15 ani în toată lumea, nu doar în Uniunea Europeană, este muncă. Resursa umană, forța de muncă. România, prin oamenii care au plecat, poate de nevoie, poate pentru a avea o viață mai bună, pentru salariul acela, România a participat la creșterea și la bunăstarea Uniunii Europene și mai ales al unora dintre statele Uniunii Europene, prin forță de muncă calificată în România.
forța aceea de muncă a fost calificată în proporție poate de 70-80% în România și ea aduce un plus altor state ale Uniunii Europene. Păi dacă aduce un plus altor state ale Uniunii Europene, păi România nu merită să primească un ajutor de la Uniunea Europeană mai consistent? Nu merită să primească ajutor pentru studii? Nu merită să primească mai multe burse Erasmus? Nu merită ca acei oameni și copiii lor să aibă beneficii egale cu cetățenii ale căror state sau din statele care se întrebă retorice până la urmă? Păi, tocmai dacă noi suntem nu merităm în UE, asistență medicală ca în Germania. Dar cineva trebuie acolo ca să Franța, ceară. Nu merităm cineva drumuri ca în Italia. Dar știți drepturi. Că e mai nu mult de atât. Turism ca în Grecia. Domnul Măruță, dar e mai mult salarii de atât. Ca în Spania. Oameni români care lucrează în state din Uniunea Europeană nu au parte de aceeași protecție socială ca un cetățean al țării respective care până la urmă dă aceleași sume la bugetul de stat. Amintiți-vă încercarea de reducere a indemnizării alocației pentru copii. Da, din Austria, da. Din Austria. Păi, da. Asta, despre da. Asta vorbeam de protecție socială. O încercare de discriminare majoră pentru o anumită țară. Dar asta spuneam, pentru ca tot ce vorbim noi aici să devină realități, acolo sunt, trebuie trimiși niște oameni care într-adevăr să reprezinte, să vrea binele țării, să bată cu pumnul masă atunci când este cazul, să cunoască realitățile noastre și ale Uniunii Europene. Și mai mult decât atât, dacă îmi permiteți, doamna Grădinaru, să colaboreze cu ceilalți europarlamentari români, indiferent de culoarea partidului din care vin, de aici din România. De la începutul emisiunii am spus să se asocieze, indiferent exact, că acolo... Exact, asta este, e foarte, foarte important. Acolo, dacă nici acolo nu suntem uniți și ajungem... Să se certe cum s-au certat. Am ajuns în România, apoi șansa noastră nu e. Pentru că, bineînțeles că și acolo cineva va specula lucrurile în favoarea țării. Bineînțeles, divide timpera. Se va bate pentru țara lui și va... Și atunci ne vom văita și peste 4 ani, dacă mai fi aici. Trebuie să ne uităm foarte atent la drepturile românilor din diasporă. Să ne aplecăm. Sunt foarte multe lucruri importante în care trebuie. Iar un pericol major este naționalismul, partidele acestea extremiste. Că o să vedem că acum nu va mai fi numărul de voturi nici la PPE, nici la socialiști același. Și vor trebui să facă o alianță cu unul din celelalte partide. Adică cel extremist sau cel format de Macron cu grupul ALDE. Jocurile nu vor fi chiar simple. Bine, nu cu grupul ALDE, că ați observat că... Cum se numește? Acel președinte al ALDE, care eu nu-l recunosc, nu, că ați deschis subiectul, eu nu-l recunosc pe acel președinte ca fiind un politician serios. Când tu vrei să desfințezi un grup al cărui președinte ești, din punctul meu de vedere, nu ești un politician care să urmărească interesele partidelor politice care sunt reprezentate în Uniunea Europeană, cărora la un anumit moment le-ai cerut sprijinul pentru a forma acel grup și dintr-o dată vrei să spargi grupul și să te raliezi unei idei sau unui curent care nu cred că va dura foarte mult, din acesta mai revoluționar, așa mai naționalist. Eu consider că ar trebui schimbat acel președinte al grupului ALDE, pentru că nu consider că face un lucru bun. Există, până la urmă, și niște grupuri politice în Uniunea Europeană care de-a lungul timpului și-au demonstrat rolul important în tot ceea ce privește conducerea și organizarea Uniunii Europene. Și acum vezi că într-o țară din Uniunea Europeană care are și mulți reprezentanți, vedeți că Franța are și o populație mare și automat mai mulți reprezentanți în Parlamentul European. Gata, vrei să te raliezi cu conducerea acelui grup de europarlamentari ca să ai până la urmă totul de câștigat. Deci, până la urmă, nici la Uniunea Europeană nu sunt tot timpul oameni serioși, dar cum am discutat și sunt de acord cu doamna Grădinaru, noi până la urmă trebuie să facem corp comun toți europarlamentarii din România să rezolvăm lucruri pentru România. N-am văzut eu, poate se mai întâmplă alte țări în care unii să fie din aceeași țară hăiți și alții cea. Și vă dau aici niște exemple și suntem vinovați. Toți cei care ne denigrăm țara suntem în aceeași măsură vinovați. Și am mai spus-o și o repet. Există un raport.
se vorbește de corupție. UE are un buget anual de 120 de miliarde, din care se căpușează 10%. Dar pentru că noi ne denigrăm, noi între noi, am ajuns ca Europa să ne creadă oaia neagră sau să pară că toți banii ăștia dispar în România. Este o minciună, am contribuit la ea prin faptul că ne comportăm așa cum ne comportăm. Există un raport cerut și făcut de cea mai bună firmă și credibilă în acest sens, în care se spune pe fiecare țară cât se fură din bugetul Uniunii, acei 10%. Din păcate, acel raport, deși făcut, când a apărut, se ține sub cheie. Președintele Băsescu a zis că va fi unul din primele lucruri solicitând prezentarea acelui raport. Pentru că eu chiar nu cred că România este oaia neagră a Europei. Nici eu nu cred. Și trebuie dar să fim patrioti și să ne iubim țara cu bune și cu rele, că într-adevăr din păcate, din păcate sunt membri a unor partide, nu al dumneavoastră, dar al unor partide de pe partea dreaptă, care tot timpul consideră că doar la noi în țară se întâmplă sau că noi suntem cei mai negri dintre oi. Dar ei cunosc atât de bine realitățile din alte țări încât să creadă că noi suntem cei mai, din păcate, se folosesc de această strategie electorală din punctul meu de vedere pentru a încerca să se spele pe ei sau să înlăture întrebările asupra activității pe care nu o au în mandatul de europarlamentar. Sunt foarte mulți. Am văzut aici de curând, cred că astăzi am văzut la o televiziune sau am văzut o transmisiune live cu un europarlamentar de aici din zonă, care este cred că la al treilea mandat sau la al patrulea de europarlamentar, pe care îl văd doar în campanie electorală. Deci nu l-am văzut niciodată în județul Gorj, în afara perioadei de campanie electorală, cu 3 luni sau cu 3 luni înainte sau după. Dar e de la Craiova, doamna grădinaru, că nu vreau să dau mai multe domnul detalii. Domnul Constantin, că ăsta a venit minte. Domnul Constantin, eu cred că Ponta n-a stat în 4 mandate de deputat în Gorj cât a stat acum în campania cu Pro-România, să fim serioși. Degeaba, din punctul meu. Degeaba, dar era datoria, cum este a oricărui parlamentar, era să datoria. Aibă ușa deschisă în fața problemelor. O zi pe lună, sunt două, trei, cum își fac programul, dar să știi că ai bătut la ușă și vorbești cu o voce care reprezintă țara sau județul. Dacă ar fi făcut ce au făcut alții pentru județele lor, măcar un sfert dacă ar fi făcut Ponta pentru Gorj, nici măcar nu vreau să-l văd pe aici. Da, nu trebuia. Ne fiind în emisiune, nu poate să vă dea replica. Trebuie să luăm acum încă o pauză de publicitate. Poate aduce și pliantul. Dar poate să ne da și replica. Murim și erau invitați, dar n-au participat. Ne revedem imediat. Candidez pentru Parlamentul European după ce timp de 10 ani am fost președintele României și membru în Consiliul European. Am acumulat o experiență uriașă pe care mă simt dator să o întorc către țară. Alături de o echipă de tineri valoroși și competenți din PMP, vom servi interesele României și ale Uniunii Europene în Parlamentul European. Erasmus, instrumentul prin care Uniunea sprijină educația la orice vârstă. Este programul care va contribui la atingerea obiectivelor strategice ale Europei. Peste 4 milioane de persoane au avut acces la studii, formare profesională și voluntariat. Aproape 14 miliarde de euro se vor cheltui prin acest program până anul viitor. ALDE va cere creșterea bugetului alocat acestui program. Vrem ca în el să se implice cât mai mulți români pentru a dobândi noi cunoștințe. Vrem cât mai multe colaborări între școala românească și entități omologe din Uniune. Vrem ca porțile universităților europene să-ți fie deschise. Susținem învățământul pentru adulți dedicat noilor competențe cerute pe piața muncii. Nu te vom lăsa singur. Succesul tău va fi mândria noastră. Dragi
Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019, program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional, clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut, ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Suntem în direct la emisiunea Dilemele Zilei. În această seară, dezbatere electorală ALDE-PMP. Trebuie să mai fie prezenți cei de la PSD și Pro-România. Au solicitat timp de antenă, au primit prin repartiție în emisiunea din seara aceasta, nu au trimis reprezentanți, nu au dorit, nu au vrut, nu au putut, oricare din variante este valabilă, așadar aveau posibilitatea să dea dreptul la replică dacă
aveau sau considerau că e necesar, aveau nevoie sau era necesar în urma celor afirmate în această emisiune. Vorbim și despre energie și înainte de a aborda acest capitol, această temă importantă, să ne spună domnul Adrian Rovența dacă... Între timp am fost la pauză și am, documentat am luat, acesta este pliantul ALDE. Și dacă observați, în partea de aici de jos, se vorbește despre Schengen și despre partea navigabilă a Dunării, care ar putea să fie o autostradă naturală pentru mărfurile care vor veni la Constanța și pot fi transportate până în centru. Nu l-am tipărit, nici măcar n-am imprimat atât de bune. Dar nu mă deranjează faptul că o să chiar mă bucură. Dacă are trecut codul. Nu, eu vă pot arăta că al meu n-are codul, ceea ce înseamnă că este pliantul din precampanie. Mă înțelegeți ce spun? Înțeleg. Așa, neavând codul, ăsta numai eu le-am. Acum pățim din cele cu cod, normal. Dar vreau să, prin asta, vă spun că tipăritura e din luna cealaltă. Dacă îmi dați voie, dar e foarte bine că avem aliați. Pe partea de energie. Corect. Mai ales că aveți și ministrul cei de la ALDE. Și mai mult decât atât. Tot ceea ce înseamnă, a fost pus de tehnocrați și susținut de PSD, dar să trecem peste chestia asta. Ceea ce este important în țara asta pentru viitorul energetic este o strategie energetică națională. Dar această strategie energetică națională nu poate fi pusă la punct până în momentul în care nu este armonizată cu măsurile sau cu direcția care se stabilește la nivel european. Da, decarbonizare. Noi prin poziția pe care o avem în Uniunea Europeană, prin faptul că suntem o țară care poate să fie autosustenabilă 100% din punct de vedere energetic, având rezerve și de petrol și de gaze, având și fiind și un producător de energie, printre care o mare parte, partea hidro, să lăsăm eoliene și fotovoltaice, care reprezintă destul de puțin din piață, noi putem ca țară să ne autosustinem. Ei, păi, dacă noi ajutăm până la urmă consumul energetic la nivel european și până la urmă să știți că România consumă o energie preponderent curată. Partea de energie pe cărbune nu reprezintă mai mult de 30%. Marea parte a energiei din România este din surse curate, să nu zicem regenerabile, dar să zicem din surse curate. Ei, aceste lucruri pe care noi le punem pe masă în Uniunea Europeană ar trebui să ne ofere un loc fruntaș în ceea ce, înseamnă strategie energetică pe plan european și mai ales și foarte important în plan regional. Uniunea Europeană și noi prin europarlamentarii pe care îi susținem pentru viitorul mandat vom pune pe masă și vom cere un ajutor pentru a extinde distribuția noastră de energie și în afara Uniunii Europene, pentru că ar aduce un mare plus întregii Uniunii Europene. Dacă România poate vinde, poate comercializa energie în afara Uniunii Europene, ar aduce un plus întregii Uniunii Europene. Și putem să dăm exemple. Serbia, Republica Moldova, Ucraina. Aceste schimburi care să ne fie permise și ajutor din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii spre aceste direcții, ar fi un mare ajutor, în primul rând pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană. De asta încercăm prin metodele de negociere pe care le vom avea la momentul respectiv, să aducem beneficii nouă. Și de ce nu? Pentru că suntem aici în județul care produce o mare parte din energia din România, să aducem un plus tuturor oamenilor care stau aici. Pe energie, dacă pot să-mi spun și eu normal că puteți, mai ales părerea, că cei de la ALDE au și ministru și au competențe în domeniu și decizie în domeniu. Au ministru? Întrebați și pe domnul. Aveți ministrul energiei? Avem un ministru al energiei, dar unul dintre ei, da. Bun, atunci eu vă dau niște vești proaste. Nu știu ce veți face pe mai departe. Eu așteptam strategia aia energetică a țării, care, mă rog, tot trebuia să apară. Deci că apare prin iunie. Despre mixul energetic era normal că în campanie apare tot timpul mixul energetic și dispare imediat după. Dar eu vă dau așa
niște vești proaste, dacă chiar aveți ministrul energiei. S-a semnat un precontract, mai dăunăsc, cred că nu-s două săptămâni, da, pentru reactoarele 2 și 3 Cernavodă. Bun. Cu cine? Cu China. Presupun. Era previzibil. Nu, așa nu este. Știu previzibil. Dacă știa sau nu știa. Dar azi, mă rog, de la precontract până la contractul final... Păi, mai durează. Păi stați un pic. Eu știu că Franța, spre exemplu, e unul dintre cei mai puternici producători de echipamente pe nuclear. Păi și de ce am semnat cu China? Că discuțiile nu sunt de acum, ca să semnezi precontractul, discuțiile sunt în termen... Pe o parte, faptul că faci schimburi economice sau afaceri cu țări din afara Uniunii Europene... Nu vorbim de ciorap și ascuțitori din China, nici de telefoane măcar, vorbim de segmentul nuclear. Avem doi poli puternici. Sunt de acord. Rusia și America. Noi avem apărarea NATO. N-am văzut la portul Constanța nici militari din China, nici din Franța. Mai mult decât printre atitudine președintelui Băsescu, Franța a pierdut la un moment dat 2 miliarde numai dintr-o afacere la care s-a unit. Cu navele Mistral, dacă vă amintiți, afacerea a picat prin atitudinea președintelui Băsescu, Franța a pierdut 2 miliarde. Nu poți să zici că iubești mult un om când stric o afacere. Dar noi trebuie să înțelegem un lucru. Suntem Uniunea Europeană. Bun. Economic cel puțin trebuie să ne privim ca un stat unitar, ne apără în această bătălie nucleară, NATO, ca să spun. NATO. Da, bun. Da, și nu trebuie să uităm. Să nu uitați că din NATO face parte încă și Turcia și este a doua putere din NATO. Eu nu uit. Și văd că nimeni nu o pune la colț și în Turcia e aproape dictatură. Păi tocmai acum am văzut. Dar dați-mi voie să vă dau un răspuns la ceea ce am discutat. Nu am terminat pe sectorul energetic. Da, bun, vă rog. Bun. Deci al doilea. Aș vrea și eu un om la Bruxelles și acest om va fi Traian Băsescu, care va pune pe doamna Merkel să ne spună clar despre Nord Stream 2 și despre Brua. Da? Nord Stream 2, bine știm că va aproviziona de la ruși cu țările din UE, Germania și mai știu eu care, pe când Brua, conducta noastră, gazul românesc, va trebui prioritar pentru români, adică cele 30% din locuințe care se încălzesc cu gaze trebuie să ajungă la măcar la procentul Ungariei, care nu are, domne, resurse, dar 90% din locuințe sunt racordate la gaz și pornită petrochimia. Și mă bucur că lucrurile astea tot președintele Băsescu le-a spus ca soluție, le-a preluat PSD-ul, am văzut. Foarte bine. Foarte bine. Când n-ai viziune, n-ai idei, e bine să ieși de la alții, să te asociezi. Spuneați despre partea cu precontractul, cu chinezii. Știți că Brua era să rămână Bru. Da. Pentru că Transelectrica a ținut-o, deși e societate de stat. Așa. Și încă o dată vă întreb, aveți ministrul energiei? Transelectrica sau Transgazul? Transgazul, scuzați-mă, o licitație secretă în decembrie, pe la Revelioane, că se cam țin genul ăsta și prin primării și prin alte părți, da? Vis-a-vis de gazele din Marea Neagră. Gazele de șist. Dați-mi voie să vă răspund la rând. Noi nu trebuie să uităm partenerii și să fim fideli, pentru că de-a lungul istoriei am cam fost cu fundul în două luntre. Asta e realitatea. Doamne. Și am ieșit cam prost de Doamna fiecare Redinaru, dată. V-am spus înainte, am prezentat partea bună, ceea ce ne dorim noi să realizăm pentru România și pentru Uniunea Europeană. Acum să pun pe masă și partea care nu e chiar atât de bună. Certificatele de carbon sunt unul dintre metodele prin care țări care au ajuns la o dezvoltare industrială și economică net superioară României să ne țină cu capul în pământ prin costuri mari de producție în tot ceea ce privește țara asta. Ei bine, dacă vezi că nu poți să ai ajutor, măcar să nu te încurce. Vorbeați de acel precontract cu chinezii. Nu suntem singura țară de pe planeta asta care are contracte cu China. China este unul dintre cei mai mari exportatori de tehnologie de pe planetă.
Toată Uniunea Europeană, doamna grădinară, toată Uniunea Europeană folosește, folosește tehnologie, tehnologie de fabricație chineză. Domnule, făcurea, în ceea ce privește chiar telecomunicații. Când s-au făcut reactoarele 1 și 2 la Cernavodă, China nu avea nimic în domeniul ăsta. Dar, să fim foarte clar asta, înțeleși. Dar nu asta este o problemă. Păi ba, este o problemă, nu, că vrei să te apere unii, dar vrei să-ți dai banii altora. Nu. Până și noi nu avem 2% pentru armată, nu-l avem de ani de zile, 2%. Nu, să știți că noi suntem dintre țările care ne apropiem de procentul care s-a discutat în NATO. Mă refer, noi ne apropiem de acel 2%. Ne spre apropiem, de altă, dar nu l-am avut. Păi nu, dar spre deosebire de alte țări care nu sunt nici măcar la jumate. Dar, păi până la urmă, interesul nostru ca țară, avem și interes, și un interes la nivel european, dar avem și un interes al nostru ca țară. Nu ne interzice să nimeni să facem schimburi comerciale sau contracte comerciale cu țări din afara Uniunii Europene. Nu ne este interzis acest lucru. Domnule, eu n-am vorbit aici de aderare. Șosete, de telefoane, de brichete, eu vorbesc de sistemul energetic. Da, sistemul energetic. Așa. Dacă noi putem să ne-l punem la punct și să aducem un plus pentru România. Păi numai cu China putem face asta. Până la urmă, păi nu contează cu cine. De Eurasia. Nu contează cu cine facem, doamna grădina, nu contează ca rezultatele. Nu e adevărat. Greșiți. Contează ca rezultatele acelui proiect să fie benefice pentru România. Asta este rezultatul final. Când tragem linie, considerați că ministrul nostru a discutat și cu partea americană aliată, da? Și n-au găsit o soluție prea bună și atunci s-au orientat spre China. Doamna grădinaru, americanii înșiși fac schimburi de armament cu chinezii. De ce vorbim aici? Rușii la fel. Ce vorbim aici? Noi nu putem despre să construim. Despre o țară foarte mică vorbim. România vorbim de faptul, NATO de SUA, nu de China. Domnul Măruță, vorbim de faptul că noi nu avem voie să construim o capacitate energetică în România cu China? Când alții fac schimburi de armament? Dumneavoastră, nu cred că noi stricăm relațiile cu aliatul nostru. Nu, îmi pare rău, aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Atunci nu sunt de acord cu dumneavoastră. Ați văzut cumva că cel mai important lucru este să aducem beneficii României. Senatorul american care răspunde de energie pe România a fost audiat 2 ore în comisia din Senat exact pe această problemă. Bun, și urmează să vină în România să întrebe de ce aliatul nu a fost întrebat. Doamna grădinaru, dacă e să ajungem la un punct comun. Dacă e să ajungem la un punct comun, probabil vă aduceți aminte de susținerea apăsată pe care a avut-o Chioveși, un personaj despre care nici domnul Traian Băsescu nu e atât de încântat, din partea americanilor, și rezultatele activității ei s-au văzut în ultimele 6 luni. Adică au ieșit la suprafață în ultimele 6 luni. N-am înțeles ce avea DNA-ul cu proiectul de care vorbeam. Știți ce are? Nu neapărat orice oficial american cunoaște în detaliu sau urmărește interesul României. Doamna grădinaru, nu înseamnă că urmărește interesul României sau că îl cunoaște în detaliu. Și v-am făcut o paralelă cu susținerea pe care a avut-o de la tot ce înseamnă oficialități americane Chioveși, care până la urmă s-a dovedit un dezastru pentru justiția din România. Bun. Un factor care a creat o decredibilizare majoră a justiției din România. Din punctul meu de vedere. Putem discuta de justiție dacă vreți, dar acum eram la energie. Da, am făcut o paralelă. Bun. Că nu tot timpul cei care ies public trebuie să-i punem în cap o icoană și să ne uităm la ei ca la adevărul suprem. Păi nu orice lucru pe care îl spun. Anton, eu aș prefera să fiți sincer și ALDE-le. Are muchile lui neșnefuite. Să orice sincer om are. Și PSD-ul, dar și ALDE-le. La 70, câte muchii mai are domnul Anton la 70 de ani neșlefuite? Păi, nu-i fie vorba neapărat ca un diamant neșlefuit. Dacă îmi permiteți, ca un diamant neșlefuit. Da, e bibelou. Să știți că românii au conștientizat mult mai bine în ultima perioadă tendințele. Și eu vă spun așa cum o văd și aș vrea o sinceritate către de la ALDE PSD. Domnule, mergem către Rusia sau către America, dar puteți suntem fi în sinceri. UE, nu? Mergem către UE. Păi ar trebui păi nu mergem, suntem în UE, păi, dar ar trebui să vină și UE spre noi, domnul Măruță. De multe asta ori UE a uitat. Ai noștri, ce cer a uitat. Venit, domnule, a venit cu moluri. Cu terenurile agricole. Păi, domnul Măruță, deci mie mi se pare, e o absurditate, cu o singură absurditate care eu n-am înțeles-o cu Uniunea Europeană. Știți care este? Noi facem parte dintr-un lucru, dintr-un grup care se numește Uniunea Europeană,
Dar ca cetățenii noștri care muncesc și aduc plus Uniunii Europene să ajungă acolo, trebuie să treacă printr-un bun vanual. Da. Deci este incredibil. Mai credeți în lui sau deci, nu? Nu, dar mi se pare absurd. Este absurd. Nu este absurd. Este rezultatul politicienilor români, indiferent de culoarea politică, nerezultatul. Foarte slabi. Da, da, sunt de acord. În diplomația europeană. Foarte slabi. Sunt de acord. Sunt de acord. Aici sunt de acord. Domnul, păi da, un ministru de extern. Vedeți că ați avut președinte României, doamna Grădinaru. Ușor. Foarte ușor. Noi am negociat. Doamna Grădinaru, ați avut președinte României. Cel mai important diplomat în statul român este președinte României. Aderarea și negocierile. 2007 ianuarie am intrat în Era Tăricianu și Băsescu acolo. Și preaderarea era Năstase și făcută de Tăricianu. Eu vreau să vă spun altceva. Despre beneficiu și pe scurt, UE, da? Au venit în țară din 2007 peste 100 de miliarde de euro, din care o treime a venit pe fonduri europene, dar noi am dat, într-adevăr, am dat 30 ceva de miliarde, dar e o diferență de la 30 câte am dat noi la 100 câte am primit. 30 și ceva, o altă treime au venit de la românii care lucrează acolo și trimit bani în țară. Și celălalt 30% este creat de mediul privat din România. Trebuie să ținem cont de asta. Ce am făcut noi, Parlament sau dumneavoastră al de PSD? Ce ați făcut pentru mediul privat? Vă dau un exemplu care vine. Domne, astăzi, ceva strigător la cer. Eram de față cu o veche cunoștință care mi-a zis, nu l-am văzut de ani de zile, mâine plec în Anglia la copil și la nepot. În vizită, nu plecau cu soția, da? Cât am stat cu dumneavoastră, era așa de fericit, îmi fac griji, totuși mi-e frică de avion, merg două zile jumate cu autocarul. Nu am voie probabil să spun firma. În timp ce ne beam acolo cafea și povesteam, îl sună de la agenție că firma e în insolvență și nu mai pleacă niciun autocar mâine. Și omul ăla a dat banii de o lună și nu mai are cu ce pleca și și-a rezervat la notar acolo să facă acte, domne. E incredibil, dacă nu eram de față credeam că mă minte. Și o firmă super cunoscută care își încetează activitatea românească. De transport internațional. Da. Atla? Da. Cred că v-ați dat seama. Vă vine să credeți? Vă vine să credeți că... Da, mi-e vine să cred. Păi să te anunțe... A murit și fabrica de ciment din Târgu Jiu. Ai plătit de o lună și te anunță cu 10 ore înainte că tu nu mai pleci mâine și trebuie să faci cerere să-ți recuperezi banii cu omul ăsta. Nu mai avea alți bani de avion. Așa, firma respectivă a intrat în insolvență sau în faliment? Dar el acum află astăzi, înainte de a pleca. Da, să-i dea bani. Un lucru, da, păi și să-ți facă cerere. Ce să mai să... Să-i dea banii peste... Omul și-a Într-o la modal, nu găsești nici avion să pleci să prinzi ziua de poi. Nu, dar suma mai mare poate este nu neapărat dat, transport, ci și-a făcut rezervările pentru... Am dat exemplu despre mediul autohton distrus. Era o firmă foarte mare, făcea transport de persoane, făcea transport de marfă. Cum n-ai bietul românească? Toată gardița autohtonă era cărată de firma asta. Da. Știți, da. În schimb s-a înființat una peste pod. Are un nume de ăsta, eu și uitai că eu recomandă... Da, poate e o firmă locală sau e o filială a altei firme de la nivel național? De pe Meteor, nu știu exact, bă, nu este locală. Da, e o zonă, e un parc industrial peste... Nu mai știu cum se numește. În zona Meteor. Deci, da. E specializat pe metale. Mai multe parcuri industriale s-au topit acolo. Firma respectiv o fi aflat astăzi... S-au turtit multe caroserii acolo. Astăzi au aflat că sunt în insolvență. S-au topit, pardon. Da, s-au topit, am spus. Ce știți că nu mai facem curse către Anglia. Se găsesc și alte... Că piața asta va trebui să fie ocupată de cineva. Bineînțeles, automat va veni alt jucător. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, n-am zis asta. Dar, într-adevăr, e nevoie. Cu 8 ore înainte, dacă omul a plătit de o lună, nu mi se pare deloc normal. Eu aș fi vrut să vedeți figura omului când a primit vestea. E de neconceput. La 7 aveau cursa și o sună pe soție și când i-a spus să făcuse bagajele și femeia mea a avut cuvinte. Să trecem. E mai important decât lucrurile ăștia sunt să apărăm interesele oamenilor românilor care lucrează și sunt tot, nu ne mai criticăm, să fim uniți. Este ceea corect. Ce văd că e foarte, foarte greu de reușit după dezbinarea asta programată în
între categoriile sociale din România. Ce vreau să mai menționez, că probabil nu mai avem mult din emisiune, este problema fondurilor europene. Fonduri europene, v-am spus, câți bani au venit, 30 ceva de miliarde am dat noi și din beneficiu de a fi în UE avem 100 de miliarde, chiar cu acei oameni români plecați nu, de nevoie, care trimis și întrețin familiile de aici. Că nu știu ce s-ar fi făcut mulți români din țară, dacă nu-i aveau pe... Și nu e o muncă ușoară, bineînțeles, acolo, că asta e, dar n-ai de ales. Fondurile europene au, ca și birocrația din România, absolut exagerată. Dacă e să apară ceva într-o zi, apare o schimbare sau o hârtie în plus. S-a promis. Cred că chiar... cei de la guvernare ne-ați promis reducerea birocrației. Credeți-mă, nu s-a întâmplat nicăieri lucrul ăsta, din contră, s-a mărit. E o pierdere de timp, în loc să lași omul să fie creativ, să lași omul să-și desfășoare activitatea, să-l pui să facă, prin orice instituție intri, teancurile de dosare și dulapurile cu hârtii, cui ori folosi? Eu cred că multe din ele, declarațiile acelea, care oricum se schimbă, a cui unică, a cui nu mai știi, efectiv nu mai știi pe ce se lucrează. Fondurile trebuie cu chibzuință, pentru că am văzut și anumite aberații de a cheltui fondurile, să știți. Dau exemplu ce-mi vine acum în minte, nu mai zic de niște cursuri care până la urmă n-au scos pe nimeni în piața muncii, dar s-au făcut căsi pe fonduri și au primit bine firmele alea care le-au ținut, pe unde le-au ținut. Da, asta mi s-a părut aberantă. S-a făcut pe la Sinaia sau în zona respectivă curs pentru funcționarii din administrație locală. ANAF, nu din administrație, de la finanțe. De oriunde, da? Dar gândiți-vă cu ce subiect să învețe să nu ia mită, să nu ia șpagă. Și am zis, domnule, mi se pare aberant, dar eu un câr de oameni la ușă care așteaptă servicii și știu să nu ia șpagă. Nu mai trebuie să invest pe fonduri europene, nu? Eu zic că am dreptate. Doamne Dinaru, aceste fonduri europene, o parte din ele sunt canalizate spre zone care nu sunt neapărat de interes în România. Eu consider că fondurile europene trebuie să fie de la Uniunea Europeană, trebuie să fie direcționate către zone unde ar exista un potențial mai mare și o dorință de creștere mai mare. Sunt foarte multe axe. De obicei aceste axe sunt trasate de la Uniunea Europeană. Nu ni le alegem noi ca țară. Tu vrei să pompezi programe pentru zone sărace. Domnul Ruță, vrei să pompezi, să zicem, 2 miliarde de euro în sectorul agricol, când tu în sectorul agricol mai poate 10% din populația cu putere de muncă. Nu mă refer la oamenii care au ajuns la vârsta pensionării. Da, deși industrializăm noi și absorbă? Noi tractoare, păi, noi mergem cu sapa, noi mergem cu calul. Cum să absorbă sectorul agricol? Deci cum să absorbă sectorul agricol o sumă, să zicem, am dat un exemplu, nu am spus o chestie punctuală. Cum să absorbă sectorul agricol sume atât de mari când în zonele rurale și în partea de agricultură mai 10% din populația cu forță de muncă, din populația care poate să se ocupe de lucrurile astea. N-ai irigație, ai drumuri pietruite, n-ai utilaje. Nu e vorba de asta. Să zicem că ăsta poate să vină. Și proprietatea fragmentată. Drumurile și irigațiile nu ar fi problema. Până la urmă, problema este cine muncește aceste drumuri dacă oamenii au plecat din zona rurală. Chinezii nu pot să absorbă fonduri europene. Sau pakistanezii. Dar din păcate nu pot. În România veneau italieni și greci și munceau în România, da? Suntem la finalul emisiunii. Câte 30 de secunde vă acord pentru concluzii. Nu știu dacă ne mai revedem până joi, așa că... Vă rog să transmiteți un mesaj de final sau aș vrea o concluzie la această emisiune. Da, eu aș vrea să transmit un mesaj tuturor românilor și tuturor oamenilor care urmăresc această emisiune și care o vor vedea, sunt sigur, și în reluare, ca duminică să meargă la vot și să susțină ALDE pentru o Europa în care noi ca români
vom simți că suntem apreciați și vom avea demnitate. Doamna grădinaru. Am să spun cu ce am început. 18% din populația cu drept de vot a adus acest parlament, care vedem ce face și această alianță PSD-ALDE, că despre asta vorbim, că nu poți să treci prin parlament decât dacă ai un număr de voturi, susținut de UDMR, de prietenii noștri. 61% au ales să-și arate nemulțumirea perfect îndreptățită, dar într-un mod greșit, stând acasă. La europarlamentare probabil și mai puțin, 10%. Rugămintea mea, aici chiar putem să ne suprapunem, este ca pe 26, să facem un efort de o jumătate de oră, să mergem la vot și bineînțeles aici ne separăm. Poziția 8 pe buletinul de vot, PMP-ul, este ceea ce va face lucruri bune pentru această țară. Sunt convinsă pentru că capul de listă are experiența absolut uluitoare a 10 ani de Consiliul European. Important este ca cetățenii să iasă la vot, indiferent cu cine votează, nu contează, important este că beneficiem de acest instrument important, votul care aduce și alternanța la guvernare, la putere. Este o caracteristică a sistemelor democratice. Deocamdată atât în această seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatori în emisiunea Dilemele Zilei. Toate cele bune! Noi nu privim lucrurile de sus.